Cu emoții, elevii au ieșit din sala de concurs după mai bine de o oră. Părinții îi așteptau să afle cât de dificile au fost subiectele. Subiectele cum au fost? Foarte ușoare. Ușor. De ce te-ai înscris la concurs? M-am înscris că am vrut să iau 100 de puncte. Și crezi că le vei lua? Da. Elevii știu deja ce fel de subiecte primesc la astfel de concursuri și speră la punctajul maxim. Eu sunt în clasa a doua și a fost foarte bine. La ce ai dat concurs? La română. Și subiectele cum ți s-au părut? Ai mai făcut la clasă? Am mai făcut. Le știai deja, da? Da. Ai avut emoții la concurs? Da, am avut. Cum ți s-au părut subiectele și câte puncte crezi că o să iei? Cred că o să iau între 90 și 100, dar nu mi s-au părut foarte grele. Așa cum v-ați obișnuit și cum ne-am obișnuit și noi, periodic se desfășoară aceste concursuri la limba română, la matematică. Astăzi are loc concurs la limba și literatura română, de la clasa 1 până la clasa 10-a. Participă peste 200 de elevi din tot județul Mehedinți. Cât de mult îi ajută aceste concursuri? Părerea mea că este un minunat prilej de verificare, de autoverificare mai exact spus, pentru a vedea la ora actuală la ce nivel se află fiecare dintre ei. Concursul Evaluare în Educație este deja la a doua ediție. Elevii care obțin peste 270 de puncte pe cele trei etape ale competiției vor merge la faza națională.